Legislația delimitează 5 forme de bază ale violenței. La violența fizică raportăm toate actele care aduc o daună fizică persoanei respective. De exemplu, înțepături, lovituri, trageri de păr, scuipări, lovirea cu un anumit obiect contundent, aruncarea în persoană cu ceva, diferite metode de maltratări, torturi de diferit gen. Părere de rău, tot mai mult, inclusiv și în perioada pandemiei, actele de violență fizică sunt mai dure, inclusiv și în mediul școlar, datorită faptului că influența gadgeturilor asupra copiilor este necontrolată de către adulți, datorită faptului că adolescenții sau copiii văd acte de violență care nu sunt explicate lor și sunt privite drept o normalitate. La violența psihologică putem să raportăm acele acțiuni a agresorului față de victimă care pot fi identificate prin, de exemplu, umilire, prin înjosirea persoanei, prin blamarea acesteia, prin numirea cuvinte indecente, înjosirea repetată acesteia astfel încât victima să se simtă că este vinovată întotdeauna de ceva, prin faptul că îi se arată un gest indecent, îi se impune un anumit comportament. Persoana respectivă este amenințată cu răfuiala fizică, cu omorul, cu un anumit comportament. Și se va întâmpla ceva cu ea sau cu cei apropiați din jur, prin distrugerea bunurilor pe care această persoană le consideră foarte apropiate ei și agresorul cunoaște acest lucru. De exemplu, în mediul școlar, acte de violență psihologică pot fi, de exemplu, ca hărțuirea colegilor mai mari față de colegii mai mici, hărțuirea băieților față de fete, denumirea cu cuvinte indecente, înjosirea acesteia, înjosirea persoanei care are dizabilități, de exemplu. Este o formă de violență prin privarea unei persoane sau a mai multor persoane de mijloace financiare, prin neglijarea persoanei, nepoții față de bunici, atunci când bunicul este la bunica, are nevoie de resursele financiare și ei sunt obligați să le întreție și nu vor să le acorde acest sprijin financiar. Acte sexuale nemijlocite care nu sunt dorite de un partener de viață sau acte cu caracter pervers care sunt impuse unui anumit partener, indiferent de genul acestuia. Cu părere de rău, în Republica Moldova avem tot mai des cazuri de violență sexuală față de copii. Atunci când unul din parteneri, frați, este impus să nu vorbească în limba în care își dorește, să nu citească ce își dorește, să nu vizioneze acele filme pe care își le dorește sau, mă rog, să privească acele programe pe care își le dorește, considerându-se de agresor că trebuie să privească ceea ce el îi impune și să facă ceea ce își dorește el. Exemple de violență spirituală sunt atunci când un partener este de religie, nu știu, ortodoxă, celălalt partener este de religie musulmană și unul din parteneri nu își dorește ca celălalt să practice același cult și se impune un anumit cult unui din parteneri. Putem să ne adresăm la serviciu 112, serviciu care va înregistra apelul care l-a primit și va fi obligat să vă raporteze despre acțiunile care au fost întreprinse. Există persoane cu funcții de răspundere obligate să ne ajute în cazuri de violență din mediul autorităților publice locale. Acestea sunt primarii, în primul rând, asistenții sociali, asistenții medicali, psihologii din localitate, care separat sau împreună prin echipele multidisciplinare sunt obligați să intervină în cazuri de violență în familie. Drept suport sunt centrele de reabilitare a victimelor violenței în familie sau centrele maternale. Persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani se pot adresa la numărul de telefon al copiilor, care lucrează 24/24. Pentru ca actele de violență să fie pedepsite, ele trebuie să fie raportate. Nu trebuie să ne fie frică să ne adresăm organelor de resort.